A venit din Germania cu motocicleta pentru a vedea obiectivele turistice din România, dar a ajuns pe patul de spital. Este povestea unui turist neamț care a fost spulberat de o mașină pe un drum european în apropiere de Zalău. Bărbatul de 47 de ani a ajuns duminică în România împreună cu un grup de prieteni, toți motocicliști. Voiau să ajungă la Sibiu, pe drumul european 81 pe Meseș, lângă Zalău, un șofer grăbit le-a dat planurile peste cap. Potrivit poliției, din cauza neadaptării vitezei la condițiile de drum, într-o curbă deosebit de periculoasă, un autoturism care venea din direcția Ciumărna-Zalău a intrat pe contrasens și a lovit o motocicletă. Motorul a fost aruncat într-un șanț de pe marginea drumului, iar bărbatul s-a strivit de asfalt. S-a ales cu fracturi la brațe și cu un traumatism craniocerebral. Din fericire, a primit la timp îngrijiri medicale și a supraviețuit, dar nu va apuca să viziteze însă România. Șoferul care l-a băgat în spital s-a oprit cu mașina într-un copac de pe marginea drumului, dar a scăpat tiafăr. Acesta va fi însă cercetat penal pentru vătămare corporală din culpă.